Bună, dragilor! Vom începe în câteva momente. Vă invit deja, după cum știți probabil, să lăsați ușor activitățile pe care le-ați făcut până acum și pe care le mai aveți de făcut și pur și simplu să vă așezați, să fiți aici. Vom începe în câteva momente. Shanti.
Bună seara, dragilor! Bucur că ne întâlnim din nou la momentul de liniște. Un lucru care mi-a venit acum, timp ce stăteam așa, pot fi momente în care
te-ai simți să stai așa sau așa sau oricum. Fă-o atunci când simți să o faci. Nu o face pentru că așa este mai spiritual, nu o face pentru că așa o fac și ceilalți și tot așa. Fă-o pentru că simți, pentru că în momentul în care aduni mâinile împreună, aici sau aici, ceva se simte, ceva este viu aici. Este aceeași energie ce are grijă acest corp să existe. O altfel de introducere. Ce mai faceți voi? Cum v-au fost zilele până acum? Puteți lăsa, ca de obicei, un comentariu dacă aveți o întrebare sau dacă a apărut o conștientizare în această perioadă sau chiar în această seară. Le voi lua pe rând și vom vedea dacă apare ceva de spus pe baza la ceea ce este împărtășit de către voi. Pentru cei care poate se află pentru prima dată aici, la momentul de liniște, ce este momentul de liniște? În esență este o aducere aminte pentru fiecare ființă ce se află aici, de asta cel puțin o dată tu cu tine în zi. Pur și simplu să-ți aloci un moment dedicat doar ție. Și aici poate fi înțeles puțin greșit lucrul acesta. Sigur, este minunat să-ți acorzi un moment doar ție, să mergi să mănânci o prăjitură sau să mergi, nu știu, poate în mall să-ți cumperi ceva. Și asta îți va oferi o anumită cantitate de energie. Va schimba puțin lucrurile dacă ele erau puțin tensionate în ființa ta. Dar la ceea ce mă refer cu adevărat când spun să stai cu tine, mă refer ca în acel moment atenția ta să fie în interior. Pentru că doar în felul acesta cele mai mari transformări în viața noastră pot să apară. Când atenția se trage dinspre lucrurile exterioare, se întoarce către sursa ei, către locul din care ea pornește. Pentru că, de fapt, acel loc nu este undeva ascuns în univers, nu este undeva departe acolo, este foarte aproape, este foarte intim, ești tu. Diferența însă se face între cei care trăiesc cu adevărat fericiți pe acest pământ și cei care încă se chinuie cu mintea lor, este că primii pur și simplu au fost hotărâți, curioși, curajoși, oricum ați vrea să-i numiți, nebuni, oricum ați vrea să-i numiți, să facă acest lucru, concret să o facă. Ia să vedem, foarte simplu, locul din care se naște atenția mea. Ce e acolo? Locul din care s-a născut gândul ce a apărut acum. Locul din care s-a născut emoția pe care o simt acum. Acel loc unde este? Privind astfel, toate sunt drumuri către același loc. Că e atenția, că e gândul, că e emoția, toate se nasc din același loc și dispar în același loc. Sursa întregii conștiințe ce se manifestă este aici, în tine. Răspunsul tuturor problemelor tale se află aici, în tine. Poate că este nevoie să auzim asta de foarte multe ori până când
să o facem concret, să verificăm concret. Tocmai de aceea aceste materiale în care îți aduc aminte iar și iar și iar că toată puterea se află în tine, dar o descoperi atunci când privești către tine. Și desigur, cu un mod de a privi înțelept către interior, nu un mod agitat, un mod specific, simplu și direct. Fiecare descoperă că se poate. Cam asta se întâmplă aici. Iar apoi, din această descoperire, se naște ceea ce puteți să simțiți cu toții, cei care sunteți aici prezenți, această energie care te ține aici, în care parcă nu prea sunt gânduri, este așezare, este împăcare, este liniște. Dar toate astea, toate lucrurile acestea minunate se nasc din unica conștiință care suntem. Acesta este potențialul acestei întâlniri. Un potențial imens. Fii deschis și curios. Și chiar dacă eu vorbesc, ok, ceva aude că eu vorbesc, dar atenția ta să fie în interior. Cum e spațiul interior acum, din ce auzi aceste cuvinte? Pentru că poți lua ceea ce este rostit aici ca pe un alt live de pe Facebook. Îl poți lua ca un tip de conferință, de vlog, de habar n-am, sunt atât de multe lucruri. Ceea ce vreau să zic, poți lua la un nivel de suprafață. Încă cineva care spune anumite lucruri și nu sunt de acord sau da, foarte frumos vorbește aici. Dar asta nu încălzește pe nimeni. Această părere, cum că eu vorbesc frumos sau că vorbesc urât, nu ajută pe nimeni. Ori iei și testezi în interior ceea ce este rostit aici, ori dacă nu, pur și simplu, fă altceva. Oricum ar fi, nu-ți pierde timpul pe acest pământ. Pentru că este valoros. Până să descoperi că nu există timp, până atunci folosește-te înțelept de timp. Spun lucrurile acestea pentru că sigur cel puțin unul dintre voi are nevoie să le audă. Faptul că alegi în seara aceasta să stai aici este pentru că ceva din ființa ta știe că are să audă ceva important, ceva ce caută în această perioadă, în aceste zile. Ceva era neclar. Și bum, a venit răspunsul. O să încep, Sandu, mi-ai scris un comentariu astăzi. Să intru foarte puțin. Văd că ai mai șters din comentarii. În fine, ideea era că treci prin anumite momente dificile în viața ta. Nu am înțeles 100% despre ce este vorba. Pot însă să rostesc anumite cuvinte care să te ghideze puțin. Ia ceea ce este necesar, ce simți că rezonează în tine, iar ce nu rezonează, pur și simplu lasă-le deoparte. Faptul că este acum o perioadă dificilă în viața ta, fie te poți enerva foarte tare, fie poți arăta cu degetul către exterior, oricât de urât ar arăta acel exterior, sau te poți folosi
în mod înțelept de această perioadă. Adică, ce îți scoate această perioadă la suprafață? Ce frici, ce dorințe, ce tipare ies la suprafață în această perioadă? De mai multe ori am spus, și anul acesta, și anul trecut, este practic, în ghilimele sau nu, ceea ce se petrece la nivel planetar, la nivel energetic, toate sunt una, de fapt, este practic visul lor, ar trebui și este visul oricărui căutător spiritual. Dacă numim cu adevărat că motivul pentru care ne aflăm aici pe Pământ este să-L aflăm pe Dumnezeu, este să aflăm cine suntem, indiferent oricum am îmbrăca asta, dar dacă acesta este motivul, flacăra aceea interioară arde pentru asta, ei bine, o perioadă de criză ar trebui să fie visul oricărui căutător sincer al adevărului. Pentru că în acea perioadă nu mai trebuie să mergi tu cu lupa după minte. Nu, pur și simplu îți explodează în față toate lucrurile necesare. Înțeleptul se folosește de asta. Pentru că toate lucrurile care ți explodează acum erau lucruri care pur și simplu îți manevrau viața, îți controlau viața. Efectiv, preluau controlul în locul tău și te comportai într-un anume fel. Acum ele îți sunt arătate de către viață. Sigur, cel mai simplu este să blamăm, spunem, da, e foarte simplu, e cel mai simplu, dar nu e nicio soluție. Nu iese nicio soluție din asta. Cel mai rău caz, ne supărăm și din asta o dăm și într-o boală și poate mai mult de atât, încet, încet îmbolnăvim și pe cei din jurul nostru. Din nou mă repet, ia din ceea ce rostesc ca atare. Vezi ce ți se potrivește. Sigur, foarte multe ți se potrivesc. Nu e degeaba această perioadă în viața ta. Deschide ochii. Și din nou, pentru cei care sunt aici prezenți, în aparență pare că îi răspund doar lui Sandu, am spus, da. Luați acel lucru și acest lucru, ceea ce spun, luați și vedeți dacă se mulează pe viața voastră. Unde este o criză în viața voastră acum? Ce îți prezintă viața acum? Ce îți arată? Ce vrea să-ți spună? Dacă intri în luptă, dacă vrei să te lupți cu viața, nu vei câștiga niciodată. Dacă încerci să înțelegi viața, nu o vei înțelege niciodată. Sunt două căi simple. Fie iubești tot ce ți apare în cale și ești recunoscător pentru asta, lucru foarte greu în societatea aceasta, fie mergi pe calea investigației, mergi pe calea introspecției după acesta, care pretinde, care are o poveste personală și căruia îi se întâmplă lucruri. Eu, mie, 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 el mi-a făcut, el mi-a spus, ăia, ceilalți, vecinul, vecina, mereu, e mereu în exterior. E mereu în exterior. Acest eu. Tu nu ești acest eu. Acest eu este doar o haină. Povestea personală este o simplă haină. Momentul în care realizezi că tu o îmbraci, asta este haină, ok. Și eu o îmbrac. Cine sunt eu, cel care îmbracă haină? Aia e.
Aia e, acolo. Da, nu trebuie să fie în adâncul conștiinței mele și am săpat și am săpat și am săpat, pentru că în astfel de momente tu de fapt sapi tot în minte și poți să sapi mult și bine. Poți să găsești niveluri infinite în conștiință, când de fapt cel mai important este să-l găsești pe cel care sapă, să descoperi că acesta era o haină și în felul acesta să descoperi că tu îmbrăcai acea haină. Cine ești tu? Ai, de fapt, o formă fizică? Este foarte simplu. Dar, din nou, trebuie să o faci. Nu o va face nimeni în locul tău. Daniela, Besser, am simțit că ești tu, Delia. Bună, Nadia, Dorina, Namaste, Mihai, Mihai Florin, Angela, Dia, Maria, bună Mihaela, bună Mari, Florin, Marius, în viziunea ta, privind din conștiință, există vreo activitate sau un loc de muncă care ne-ar putea împlini? Dragă Florin, nimic din ceea ce facem nu are cum să ne împlinească, pentru că ceea ce suntem este deja împlinit. Iar ceea ce facem este stă în natura lucrurilor, pur și simplu, ca tot ceea ce este creat, la un moment dat să dispară. De aceea, orice activitate pe care am desfășura-o, de orice tip, va avea o durată de timp. Dacă noi facem o activitate în scopul de a primi fericire din asta, adică acela este motivul pentru care facem asta, ei bine, ce ne facem atunci când această activitate, din diferite motive, se va încheia? Vom suferi, desigur. În momentul în care tu ești aici, ca ceea ce ești, simt că știi la ce mă refer. Ei bine, din asta vei simți că se naște o activitate. Pur și simplu. În mod natural aș face asta sau aș face asta. Pur și simplu se întâmplă. Diferența acum este că orice ai face, o faci din pură bucurie. Este pur și simplu așa se manifestă conștiința. Și nu mai ești atașat de asta. Adică nu o faci pentru a primi bucurie de acolo, pentru a primi fericire de acolo. Ci este deja fericirea aici și o faci. În felul acesta, orice activitate ar fi, este minunată. Orice. Și te vei opri, poate din când în când, Doamne, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, viața este extraordinară. Dar nu o spui în sine, de fapt, pentru activitatea pe care o faci și ce reiese din ea, ci pentru că, pur și simplu, natura ta, ființa ta este atât de plină de ea însăși, în cel mai bun sens cu putință, completă. Nu mai depinzi de nimic exterior, de niciun factor exterior. De aceea, iar și iar punctez către asta, către a realiza ce ești cu adevărat. Pentru că până la această realizare, tot ce vom face, mai devreme sau mai târziu, va fi sortit eșecului. Orice descoperire ar fi, oricât de frumoasă ar fi, dar aceasta să nu fie realizarea sinelui tău,
Ei bine, va trece. Știți, acele experiențe care vin și pleacă. Și am pierdut-o și vreau să o am din nou. Păi nu, că dacă ai pierdut-o, las o baltă, că oricum nu era ceea ce căutai. Oricum nu erai tu. N-ai cum să fii tu în momentul în care spui am pierdut asta. Bine, și cine spune asta? Tu ești aici, te văd că ești aici. Cine a pierdut ce? În niciun caz nu te-ai pierdut pe tine. Deci, lasă ca activitățile sau locul de muncă, oricum ai vrea să numești asta, lasă-le să răsară din spațiul tău interior. Atenția ta să fie în spațiul tău interior, nu pe exterior. Mai întâi alege-te pe tine și asta va alege activitatea pe care s-o desfășoară. Asta simt să-ți răspund și simt că e acolo pentru inima ta. Mă bucur că ești aici. Bună, Adelina! Salut, George! Nadia? Păi dacă tot ne întreb ce facem, uite, Marius, vreau să te rog să ne înveți cât mai bine introspecția, pentru că eu asta vreau să fac curățenie acasă, să scot cum trebuie tot gunoiul de sub preșuri, pentru că se pare că totul a stăpânit cumva de vreme ce tot vine peste mine amintiri, amintiri și iar amintiri. Sigur că da, Nadia. Foarte simplu și direct, nu e nevoie de un curs de 2 ore specific pentru introspecție. Esența introspecției este una singură. Întrebarea cine sunt eu. Din asta, odată ce o folosești, vor deriva alte întrebări specifice, dar scopul acestor întrebări este mereu de a găsi eul care pretinde chestii. Concret. Concret, introspecție pe ceea ce scrii tu, pe ceea ce faci. Că totul a stop cumva de vreme ce tot vine peste mine. Introspecție aici, când spui peste mine, peste cine? Și desigur, în momentul în care pui întrebarea aceasta, peste cine vine tot gunoiul? Vine un gunoi, îl văd. Ok. Vine peste mine, în acest moment, când spui mine. Ce înseamnă asta? Înseamnă o imagine sau un gând? Și verifici. Dacă este o imagine, să spunem ca o poză a ta, din moment ce te uiți la acea poză, n-ai cum să fii tu. Deci un gunoi vine peste o imagine, iar tu privești. Deci din start nu ești tu. Nu mai contează ce se întâmplă acolo. Las-o baltă. Dacă este un gând, din nou același lucru. Tu vezi că este un gând care spune mine, eu. Dar pentru că tu te uiți la asta, este evident că nu ești ceea ce privești în spațiul interior. Știi, nu îi dai drumul, vine gunoiul, acoperă ceva aici, știi? Ceva aici, gunoiul. Bun. Și cu ce te-a afectat pe tine asta? Foarte simplu, mereu. Baza introspecției, cine sunt eu? Și va veni un răspuns. Eu sunt Marius. Ai perceput asta, nu? Sigur că ai perceput-o. În spațiul interior, ceva rostește asta. O vezi, o simți, o auzi, toate devin una în spațiul interior. N-ai cum să fii ceva ce vezi. Mă uit la palma mea, palma mea nu se uită la mine. Eu sunt aici, palma e acolo. Acesta e gândul. Acesta e numele tău, aceasta este persoana ta, personalitatea ta, cetățenia ta, orice ai vrea să spui. Da? Și în felul acesta, iar întrebi. Îi dai drumul la acelui lucru pentru că e clar că îl vezi, n-ai cum să fie asta. Din nou, cine sunt eu? Și vine un răspuns. Sunt ființă de lumină. Din nou, este un răspuns care a venit, da? O palmă a venit. Bun. O, de mă uit la asta. Nu, nu este ceea ce caut. Eu mă caut pe mine și aici e o chestie care a venit. Eu nu am cum să mă uit la mine.
las deoparte asta și pun din nou întrebarea. Cine sunt eu? Sunt acest corp. Bun, asta poate veni în două feluri. Sub formă de imagine sau hai să spunem gând acolo, dar din nou același lucru. A venit o chestie în interior. Tu te uiți la asta, n-ai cum să fii ceea ce a venit. Sau, concret, îți simți corpul. Dar, exemplul este același. Corpul este aici, corpul mereu, de fapt, vine și pleacă. Noaptea, unde-i corpul tău? Dar dacă ești cu adevărat atent noaptea, în somn profund, vei descoperi că tu ești în continuare acolo. Dimineața poți să spui, am visat asta sau n-am visat deloc. Sau a fost o noapte foarte agitată, am transpirat. De unde știi toate lucrurile acestea? Ai fost acolo să vezi lucruri care au venit și au plecat din nou. Iar corpul, la fel cum simți această cămașă pe corp și știi că această cămașă nu este corpul tău, la fel simți și corpul în interior. Ca o haină, de fapt, ca ceva ce îmbraci. Deci, din nou, tu n-ai cum să fii ceva ce vine și pleacă, ceva ce îmbraci, ceva ce simți. Și în felul acesta lași acest răspuns deoparte. Din nou, cine sunt eu? Liniște. Răspunsul liniște este nu ceva ce a venit. Nu mulțumesc, a venit. N-am cum să fiu ceea ce vine. Și lași deoparte. Cine sunt eu? Și liniște pe bune. Ființarea ta e aici. Și aici stai. Eu sunt. Stai. Aici nu mai e nevoie de introspecție decât în anumite situații, dar în momentul acesta stai. Când simți eu sunt aici, stai, stai, stai. Cu cât stai mai atent, mai lucid aici, descoperi că chiar și această senzație naturală că existi, poate fi văzută la fel cum vedeai palma, cum vedeai gândul, cum vedeai emoția, răspunsul, corpul. Descoperi că ceva privește chiar și asta. Continui să stai. Aici născându-se meditație. Din punctul acesta, nicio întrebare nu mai este necesară. Doar ești. Pur și simplu, ești. Cu senzația naturală că existi, cu un corp aici, poate cine știe când, într-un fel sau altul, mai apare cât un gând, dar mult prea departe, imposibil să te acoperi. Toate aici, o singură ființă. Dar descoperi că din toate lucrurile acestea, acest loc din care inclusiv eu suntul, starea pură de ființare, este văzut. Acest loc. Și aici cum este? Se aplică vreun nume la asta? Faci ceva în mod special să o obții? Nu cumva era aici dinainte de a începe introspecția? Nu cumva este în continuare aici acum, în timp ce vorbim? Și astfel se clarifică. Și astfel pornește la introspecție și ajungi la ceea ce ești. Prin pur și simplu lăsarea deoparte la ceea ce vine. Ceea ce vine. Ceea ce a venit, a venit? Nu. Las deoparte. Cine sunt eu? A venit? Nu. Las deoparte. Cine sunt eu? A venit? Las deoparte. Cine sunt eu? Foarte aproape, da,
Și asta poate fi văzut. Las deoparte. Felul acesta. Ține de subtilitate, dar fiecare are capacitatea de a descoperi asta. Trebuie doar să o fac, sincer. Și apoi, cum spuneam, introspecția începe să fie o unealtă foarte utilă, în sensul că te găsești în mijlocul zilei. Mamă, ce supărată sunt! Atunci pui întrebarea, cine e supărată? Și dacă a venit răspunsul, eu am prins-o. Dacă vine o furie și mai mare, ai prins-o, e ceva ce vine. Sunt foarte fericit. Cine e fericit? Ceva ține liniștea. Persistizezi că subtil ceva ține liniștea. Lași deoparte. Cine spune că e fericit? Cine pune chiar și această întrebare? Și în felul acesta. Și în felul acesta, din ce în ce mai rapid, din ce în ce mai simplu, ori de câte ori ai nevoie să confirmi ce ești, prin introspecție o faci asta. Desigur, apoi încet, încet, liniștea începe să fie din ce în ce mai clară aici în viața ta. Poate din când în când mai este nevoie să faci puțin introspecția, dar o vei face mult mai rapid. Ești liber. Dar secretul e să o faci. Secretul e să o faci. Secretul e să mergi mereu după eu. Să descoperi că dacă a apărut ceva, n-am cum să fiu asta. E imposibil, eu văd cine sunt eu. Și pum, 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 pum. Când e clar. Și mereu ceea ce ești, ceea ce e descoperit, dacă ceva pune degetul, da, oare o fi asta, oare nu o fi asta, desigur că asta e tot mintea. Întreabă-te, a fost aici înainte de a începe? A fost aici ieri? A fost aici când aveam 3 ani, 5 ani, 10 ani? Și răspunsul instant va fi da. În felul acesta te găsești. O știi, pentru că este ceea ce este mereu aici, cel mai simplu lucru posibil. Care nu face ceva în mod special pentru a fi el. Pur și simplu ești. N-ai unde să pleci. În felul acesta, Nadia. Fă-o. Fă-o. Acesta e secret. Mulțumim pentru întrebare. Și pentru oportunitatea de a explica încă o dată această unealtă extraordinară a introspecției. Bună, Maria! Ina, sunt în aceeași situație cu Sandu. Ina, în acest caz, ceea ce am rostit, poți lua din nou materialul și asculta încă o dată și poate încă o dată ceea ce am rostit și vei descoperi că se aplică. Este un moment, orice criză este o invitație de a ne descoperi pe noi. O invitație la sinceritate. L-a lăsat deoparte tot ce nu susține, de fapt, viața aceasta pentru a fi fericiți. Și acele, desigur, mereu sunt măștile ego-ului, lucrurile care ne identifică. Marga, am niște dureri de spate cumplite. Marga, motivele pot fi multe, intuiesc câteva. Mai degrabă te-aș sfătui să îmi lași un mesaj în privat. Bună, Marinela! Marian, vreau să pun o întrebare și nu pot. De preferat e să las toate gândurile să treacă, fără să mă agăț de niciunul. Astfel simt o energie, o energizare, simt o energizare în centrul frunții, parcă toate gândurile sunt forme de energie ce se așează pe creștetul capului. Simt că mă regăsesc între două respirații. Oft aș fi conștient clipă de clipă.
În primul rând, că tot am prezentat introspecția Marian și sper că ai auzit ceea ce am spus la introspecție. Cine încearcă să fie conștient clipă de clipă? Cine? Cine mereu se caută? Pentru că este tot un gând care face asta. Și spui un lucru minunat. Simt că mă regăsesc între două respirații. Foarte simplu. Pentru că aici ai prins probabil ceva, dar trebuie să fii și mai atent la asta. Inspir, da? E un stop aici. Expir. E stop aici. Inspir. Stop. Expir. Stop. El e foarte mic. Fii conștient nu de inspir sau de expir, ci de spațiul acela gol dintre ele. Acel spațiu gol prezintă ceea ce ești. Pentru că între un inspir și expir este un moment și la mijloc și între să înceapă iar inspirul, este un moment în care doar tu ca și conștiință ești. Dar tendința este ca atenția să se ducă pe inspir sau pe expir. Du-ți atenția în spațiu dintre ele. Du-ți atenția înainte de inspira. Și pur și simplu poți să o faci puțin forțat doar ca să sesizezi care e momentul, clar, să-l delimitezi, dar va funcționa minunat cu respirația normală. Și la un moment dat vei descoperi că ceea ce ești e ca și cum e mereu aici și deasupra sa apare inspirul și expirul. Apare inspirul, expirul. Descoperi că tu n-ai cum să pleci de aici. Pur și simplu. Corpul este tot deasupra la asta. Tu ești fundalul. Tu ești fundalul, locul din care toate astea se văd. Deci, lasă tot ce a fost deoparte, de fiecare dată când simți că totul devine foarte mental, chiar și acea energie care o simți în zona frunții și totul foarte energizat, lasă o baltă. Ce vede asta? Cine vede asta? Dacă nu acest fundal, ce este mereu aici? Folosește această tehnică de meditație pe care ți-am recomandat-o. Între două respirații, așa cum tu ai spus. Folosește-o și confirmă asta. Cu drag, Florin. Spui, Florin, sincer, Marius, am avut o perioadă când orice activitate aș fi desfășurat, eram în liniște totală. Fie că interacționam cu cineva, fie că desfășuram o activitate, eram în liniște. Starea pe care o simțeam doar în meditație, acum doar în meditație o mai pot obține. Pentru că pe undeva mintea, Florin, ți-a spus o șoaptă. Cumva asta este starea și a făcut o poză frumoasă și apoi te face să te uiți la poză. Tu crezi că ești acea poză când de fapt din stare mereu privești. Este pe undeva o șoaptă spusă, care într-un fel a trecut, neobservată. Nu mai contează acea perioadă, care orice activitate era în liniște totală, total irelevantă. Dacă e ceva ce poți obține, nu ești tu. Este tot o stare. Ceea ce ești e aici, înainte de a se pune să mediteze, în meditație și după ce meditația s-a încheiat. Dacă este o stare, fii recunoscător vieții,
ceea ce era ca și stare, prezentându-se ca și liniște totală, iată cât de adevărat a fost. Și minunat că a trecut. Cine aici să vadă că s-a dus, să vadă că nu mai e așa, dacă nu conștiința ta. Stai cu ea, stai cu ea, rumego, la nivel de experiență, la nivel de trăire, și va deveni clar că ceea ce ești este aici dinainte de a te pune în meditație, se află aici în meditație și apoi după meditație, ok, a apărut o altă energie aici. În aparență fac altceva. Dar din ceea ce sunt, văd asta. Alexandra. Te salut, Marius. Felicitări pentru carte. Ești o comoară, ești minunat. Mulțumim pentru energia ta magică. Fiecare moment pe care îl trăim este ceea ce trebuie să experimentăm. Nimic nu este întâmplător. Trebuie doar să avem răbdare și să trecem prin fiecare clipă așa cum vine, să ne detașăm și să vedem tot acest spectacol. Putem face și altceva pentru a scurta, în ghilimele, drumul, sau nu trebuie să facem nimic. Totul decurge cum trebuie să decurgă sau depinde de noi câtă implicare, câtă conștiență, câtă muncă depunem ca să ne observăm și să evoluăm. Păi, în primul rând aici mai scris puțin, dar aici vreau să mă opresc puțin. Totul decurge cum trebuie să decurgă. Dacă asta simți în sinea ta, că totul decurge exact așa cum trebuie să decurgă, acesta e drumul pe care mergi. Dacă în sinea ta simți că e nevoie de implicare, nevoie să fii conștientă, e nevoie să depui o muncă spirituală pentru a evolua, pentru a observa în primul rând, mergi pe drumul acesta. Nu le îmbărlica. Dacă simți din toată inima, da, e total abandon. Am încredere totală în această viață, că mă va duce oriunde treia să mă ducă, alege această cale. Dacă simți că este de lucrat concret tu cu tine, alege această cale. Prima este acea cale a iubirii de care vorbeam, a abandonului total, a servi această viață în toate formele ei. Cealaltă este această cale a introspecției, care apoi încet încet se transformă în meditație. Așa. Nu înțeleg dacă este o muncă continuă sau este pur și simplu o detașare constantă. Mersi. La început este clar drumul pe care vrei să mergi, pe care simți să mergi. Acesta de a investiga, de a observa, de a te detașa. Da? Ei bine, la început va fi o perioadă în care iar și iar și iar va trebui să te detașezi, va trebui să spui asta nu sunt eu, asta nu sunt eu, asta nu sunt eu, să reconfirm liniște. Și în această perioadă, practic, foarte mulți căutători spirituali, numărul lor devine mic deja în această perioadă. Pentru că unii pornez, a, minunat, fac asta, nu, e prea greu. Sau nu-mi convin toate lucrurile care ies la suprafață, așa că o las așa. Sunt mulțumit cu viața pe care o aveam până acum. Și rămân acolo. Sigur că trezirea va veni, dar va mai dura până acolo. Dar dacă treci de această perioadă, care desigur era tot o capcană a minții, că nu-mi convin că ies lucrurile acestea la suprafață, sigur, absolut toate gunoaiele pe care le-am adunat în ființa noastră, într-un fel sau altul, vor ieși la suprafață. Și vor fi multe momente în care nu va fi plăcut. Și mereu secretul va consta în a fi sinceri cu noi înșine. Și a simți acest foc pentru adevăr, al trăi în fiecare zi. De aceea, o perioadă va trebui
să lucrezi la asta. Să stai cu tine, ok, cineva este supărată, să faci introspecție cine e supărată, să-ți spună cineva ceva și ceva, să iasă aici la suprafață, să descoperi că ceva a ieșit la suprafață, eu nu sunt asta. Și tot așa. Dar, în această perioadă, odată începi să cunoști mintea prin observarea ei și automat, dacă mă observ palma, dacă inițial eu credeam că sunt unul și același cu palma mea, când cineva poate mă călca pe palmă, din greșeală sau mă lua să dăm noroc, zicem, ce faci? Ia mâna de pe fața mea, stă-ți mâna de pe fața mea. Însă în momentul în care realizez că este palma mea, atunci ea redevine în mod natural aici, drept servind scopului pentru care a fost făcut. Ok, salut, salut, am venit să dăm noroc. Nu voi mai spune ce facem, pui mâna pe față, de unde toată treaba asta. Astfel, prin observarea minții, ajungi să-i cunoști mecanismele și tiparele. Cu cât le vezi, cu cât sunt cunoscute, într-un mod detașat, da? Pentru că ele oricum ți se deschid în față. Nu trebuie să sapi tu acolo, mamă, și acum mă duc în cine știe ce hău al minții să cunosc nu știu ce. Devin puțin la subiect, să schimb nu știu ce amintire, să fac din acea amintire neplăcută o amintire plăcută. Ok, de ce ai face asta? N-ar fi mai simplu să constați că este o amintire? Să o lași baltă? Așa, revenind. Făcând asta, începi să cunoști mintea în toate formele ei, în toate mecanismele ei. Și automat detașarea se produce. Odată ce această detașare este făcută, munca ta spirituală nu mai este atât de asiduă, nu mai este atât de intensă, ci devine din ce în ce mai subtilă. Vei descoperi că mintea are niște straturi mai subtile, mai subtile, nu mai e atât de grosieră, nu mai e atât de densă, care dacă la început îți spunea un lucru, păi așa era. Acum știi să te ferești. Wow, păi nu sunt asta, nu sunt asta, nu. Știi? Și vine mai subtilă. Și desigur, încet, încet va ataca prin frici și prin dorințe. Iar dorințele, desigur, mereu la baza lor este o frică. Și frica de bază este mereu frica de moarte. Cine moare? Întoarcem la introspecție. Da? Deci aici munca ta devine din ce în ce mai subtilă. Deja, odată ce ai trecut de această perioadă în care ai observat mintea, mai multe forme ale ei, începe să apară primul drum la care mă refeream. Începe să apară iubirea aici, începe să apară o așezare, începe să apară recunoștință, încet, încet începe să apară și o urmă de compasiune pentru cei din jur. Și din când în când mai este necesar să faci introspecție, mai este necesar să stai cu tine, vei simți să fii, ești mai mult în natură, să fii în conexiune cu natura, pentru că prezența ta devine din ce în ce mai clară, iar mintea din când în când mai are anumite atacuri, câteodată poate foarte violente, dar poți să le duci. Și cu fiecare atac, fiind recunoscută că este mintea care face asta, a pierdut foarte multă armată acolo. Și astfel slăbește, slăbește din ce în ce mai mult. Până într-un punct, așa cum intuiești de fapt, la un moment dat ceva se schimbă total. Pur și simplu, la un moment dat este clar. Asta sunt. Iar asta este creația mea. Pot spune din punctul acesta de vedere că este un drum, că este o călătorie. Asta, în primul rând, simți să-ți răspund ție, se aplică ție, pentru că mi-ai pus această întrebare. Iar mai apoi, ceilalți dragilor, luați absolut tot ce simțiți că este aproape de inima voastră acum, din ceea ce am rostit. Mă bucur că ți-a plăcut cartea, mă bucur că a ajuns acolo unde a ajuns, în inima ta. Mulțumesc că ai spus asta cu ocazia
Aceasta voi face și anunțul legat de carte. De acum simt ca această carte, cel mai fericit om de pe pământ, să nu mai aibă un preț anume, pur și simplu fiecare dintre voi care o doresc va contribui cu cât va simți în schimbul ei. Mai multe detalii voi mai posta zilele acestea și toate sunt găsite pe blog. Cum să faceți comanda și cum să ajungă cartea la voi. Iar dacă sunteți din București, putem să ne întâlnim. Deci, tot înainte, Alexandra. Mulțumim pentru întrebare, pentru că a scos la suprafață lucruri care trebuiau să fie rostite și poate trebuiau pentru unii să fie auzite pentru prima dată, iar pentru alții să fie auzite din nou. Mari, cred că un pas important în a afla cine suntem este să conștientizăm cine nu suntem. Da, exact ce am spus la începutul răspunsului pentru Alexandra. Să nu ne stabilim în individualitate, ci într-un fel de uniune cu întreaga existență. Da, această uniune răsare în momentul în care descoperi ce nu ești, în esența, acea minte, cu toate gândurile și toate lucrurile pe care le crea aici. Încet, încet starea de eu sunt devine din ce în ce mai prezentă, din ce în ce mai constantă. Din asta se naște această uniune de care spui cu întreaga existență, dar din nou, la un anumit nivel, este tot o experiență care vine și pleacă. Foarte important de menționat și de știut, pentru că altfel mintea se va întoarce foarte puternic încercând iar și iar. Fiecare zi vreau să simt că sunt una cu totul. Dar nu simt asta și din asta încet încet să adune frustrări, frici, alte dorințe și brusc iată că te-ai întors în locul din care ai plecat. Așa? Să activăm privirea de ansamblu, să ieșim din pătrățica noastră, apoi avem acces la orice pentru a face din conștiința noastră un teren fertil pentru evoluție. Da, evoluția oricum. Corpul acesta, mintea aceasta, conștiința aceasta în manifestarea ei este destinată evoluției, pur și simplu. Dar odată ce sinele este descoperit, e ca și cum totul este amplificat, această descoperire. Pentru că nu mai sunt acele limite, acele nu pot, dar nu știu, dar nu spun asta. Pur și simplu cad acele ziduri. Și mergi drept înainte, tot mai sus, în jos dacă e nevoie, în stânga, în dreapta, nu e nicio problemă. Și astfel, toată evoluția e ca și cum ești propulsat în materie de evoluție. Dar vei ști că nu ești asta, ceea ce e propulsat, nu ești tu în esență. Asta nu înseamnă că nu te bucuri de experiențe, nu te bucuri de oameni, nu te bucuri de toate întâmplările care apar. Dar libertatea este să nu te identifici cu asta. Să știi clar că nu ești asta, că este ceva ce a venit. Mă bucur cât a venit, a plecat, minunat, sunt în continuare aici, totul e complet. Cu drag Nadia, cu drag Marga. Și tu, Ramona, fi binecuvântată, cu drag Florin. Nadia, scuze pentru intervenția mea, sunt într-un centru de recuperare pentru coloană și instant mi-am dat seama că am timp. Minunat, vreau cartea Marius prin curier rapid aici. Cum să procedez? Mulțumesc mult. Îți las link pe Facebook, linkul de la blog, unde să completezi tu datele, adresa locului în care te afli și acolo completezi și numărul de telefon și mâine te sun și stabilim cum îți trimit cartea prin curier, da? Și să-ți revii, Nadia, nimic nu este întâmplător.
Adelina, ce înseamnă grația, de unde și de ce apare? Grația este un album dedicat iubirii. Iubirea se naște din ceea ce suntem și apoi dansează cu ceea ce suntem, creând manifestare. Cum este posibil ca ceva care este, care poate fi simțit, ceea ce numim grație sau iubire, să danseze cu ceva ce nu este, cu absolutul? Păi, pentru a găsi acest răspuns, fiecare va trebui să privească în experiența lui direct. Să descopere cum este posibil ca în același timp un corp să fie aici, ceva material să fie aici și ceva imaterial să fie aici și ambele să coexiste împreună. Grația este iubire. Ceea ce este denumit grația maestrului, pur și simplu o acțiune ce se naște din același absolut, este direcționată către o ființă ce se caută pe sine. Dar asta nu este ceva ce ții în buzunar pentru tine și acum o folosesc, acum nu o folosesc, ci pur și simplu la fel cum ești un îndrăgostit al florilor, un pasionat al florilor, să spunem, și le cunoști atât de bine fiecărei flori, câtă lumină îi trebuie, câtă apă îi trebuie, și când știi sigur că are nevoie de apă, văzând asta, simțind asta, atunci îi pui apă. Simplu acea acțiune se întâmplă. Și se naște din același absolut infinit. Câteodată nu numim nimic. Sursa la tot ce există. Care din nou se află mereu aici. E ceva acolo. Este ceea ce e mereu aici. Cel mai important lucru este mereu aici. Nu este la capătul unei călătorii lungi, de devenire în atât de multe forme, în atât de multe corpuri, reîncarnare și reîncarnare, atunci o să găsesc. Nu, dacă descoperi, de fapt, nu găsești, descoperi. Paradoxul pentru minte, descoperi că mama am găsit-o. Păi și stai așa, ce am găsit a fost întotdeauna aici. Asta e de fapt descoperirea. Dacă ai descoperit ceva ce simți că e total nou, mamă, se simte super. Da, e total nou, e minunat, mamă, și ce pot să fac cu asta? Și să învăț să fac ceva cu ea? Nu este sinele. Este poate o formă mai subtilă de a sa, o formă de energie, dar nu este sinele. Sinele nu este energie. Din el energia se naște. Lucruri importante de subliniat pentru cineva care caută sincer. Mă bucură faptul că calitatea discuției din această seară, locurile pe care le atingem prin ceea ce este întrebat, prin ceea ce este răspuns, este înalt, este o
o discuție înaltă ceea ce purtăm aici, care pornește din materie, se încheie în nimic. Într-un fel spus, parcurge drumul invers. Drag Nadia, și același lucru este valabil, am spus, de carte, fiecare contribuie cu cât simte pentru carte, la fel este valabil și pentru consilieri de astăzi înainte. Fiecare va contribui cu cât va simți. De ce acest lucru? Pentru că ne aflăm cumva într-o perioadă de tranziție. Simt că ceea ce a fost construit în această societate din punct de vedere financiar, cum au mers lucrurile până acum, lucrul acesta încet, încet se va încheia și probabil va lua o altă formă. Nu spun gata, peste noapte nu vor mai exista bani, nu spun asta. Dar probabil că va lua o altă formă. De aceea, pentru că este o perioadă de tranziție, simt să contribui la această tranziție în felul acesta. Fiecare ființă ce simte că are nevoie să vorbim, este binevenit. Iar dacă simte, să contribuie cu ceva minunat. Dacă nu, nu. Pentru că, în primul rând, mă aflu aici, pentru că ceva se exprimă în felul acesta, în felul în care vedeți. Și pur și simplu, dacă ceva m-a pus aici, să fac ceea ce fac, pentru că nu o fac eu, pur și simplu se face, din toată inima. Bună, Zina, bine ai venit! Kali Yuga, cu siguranță. Dragă Adelina, Valentina, bine ai venit! Mă bucur să văd ființe noi aici. Știu că de fiecare dată materialele acestea ajung la cei la care trebuie să ajungă. De aceea ele rămân în continuare la dispoziție pe YouTube, pe Facebook, cât mai multe canale posibile, de aceea și voi puteți să le distribuiți mai departe oricui simțiți, pentru că poate până acum au fost date mai departe lucruri care nu aduceau atât de mare valoare pe acest pământ. Și acum nu mă refer doar la materialele mele. Sunt foarte multe materiale pe acest internet care merită distribuite. Iată că până acum am vorbit de modul de distribuire al materialelor pe Facebook. Atenție, dragilor, ce dați mai departe? La orice nivel, oricât de mic, fie că e un mesaj, fie că o distribuiți pe Facebook-ul vostru, ce dați mai departe? Asta, chestia asta pe care o dau acum mai departe. Ce inspiră ea? În primul rând, inspiră iubire, inspiră încredere, direcționează către adevăr, sau e așa ceva de suprafață? Pentru că nu știu dacă ați observat, dar dacă ar fi să luăm pe YouTube materialele care au peste 100 de milioane de vizualizări, peste 1 miliard de vizualizări, veți vedea că din punct de vedere energetic
Mai sus de a treia chakra nu urcă. Adică ele sunt, reprezintă și indică o împământare în ego, o identificare profundă cu ego-ul. Ce mai implică, ce mai direcționează către o sexualitate exacerbată și apoi către mai părăsit, vreau să fim din nou împreună, te-am lăsat, acum sunt cu altcineva și tot așa. Și la nivelul acela emoțional de suferință, de mamă, ce mi s-a întâmplat. Verificați puțin, ca un mic test pe YouTube. Câte din materialele găsite acolo, să aibă peste 100 de milioane de vizualizări, simți că îți umplu inima de bucurie. Sau simți că îți oferă o încredere de a te manifesta, de a fi tu, de a exprima ceea ce ești pe acest pământ. Sau că te oferă o viziune mai amplă asupra lucrurilor. Sau că te oferă o conexiune cu adevărat cu ceea ce suntem. De ce am mai spus asta? Să nu ne mirăm că lumea arată exact așa cum arată. Pentru că toate aceste materiale sunt văzute de atât de multe ori și ele sunt propagate iar și iar și iar în interiorul nostru. Și în momentul în care nu suntem conștienți de asta, răspunsul e pe măsură. Se creează un tipar acolo și pentru că mă identific cu el, o să acționez în conformitate. De aceea, ceea ce distribuiți faceți-o conștiință. Ramona, ai spus că grația este iubire, dar iubirea este energie. Da. Grația este. Iubirea este. Sunt una și aceeași. Și din sine se naște. Este ceva neclar aici? Zina, da, să ne uităm ce emitem, pentru că ce emitem vine înapoi. Sigur că da, tot ce oferi mai departe se întoarce. Și tu poți să oferi atâtica. Dar ceea ce ți se oferă este mult mai mult. Din start, odată scriam lucrul acesta. Și nu într-un sens de a ne judeca pe noi, ci pur și simplu de în materie de recunoștință. Din start, faptul că te-ai trezit dimineața, ai deschis ochii și n-ai făcut, doar ai deschis ochii, atât ai făcut, n-ai avut timp să oferi nimic. Din start ești dator vieții. Începe să oferi, pentru că ți-a oferit o nouă zi. Dacă nu ți oferea această zi, gata. Deci din start ești dator vieții. Privind lucrurile din perspectiva aceasta, să vezi cât de mult ai de oferit. O vorbă bună, un zâmbet, o îmbrățișare. Pornești de la lucrurile așa zise mărunte, dar care pot conta atât de mult într-un moment de cumpănă. Oferă din toată inima. Pentru că totul curge în acest univers, totul curge. Mintea este cea care spune stop, asta rămâne aici la mine, din asta dau atât mai departe.
departe. Dă tot mai departe, oferă. Și dacă vreți, că simt din toată inima lucrul acesta, ca oferi este soluția la tot, ceea ce fac, pentru că viața mea este urmărită de atâtea ființe, da? Ceea ce fac mereu a fost o dovadă a experienței vii și mereu va fi. În materie de asta, ceea ce ofer, pur și simplu ofer, ofer, ofer. Timpul este dedicat numai acestui lucru, nu pentru cărcotași, nu am un loc de muncă. Acesta este locul de muncă. Să se vadă clar că din a oferi total, viața este minunată. Nu lipsește nimic. În fiecare zi, tot ce vine, dau mai departe, dau mai departe, dau mai departe. Nu simt în niciun moment să secționez diferite volume, diferite capitole, diferite module. Nu, orice vine, se dă mai departe. Pur și simplu, pur și simplu. Viața nu are nevoie de module. Nu știu pentru cine spun asta, dar cu siguranță spun pentru cine. De unde atâtea limite la cunoaștere? Uite, trei mai întâi asta și apoi avansezi la nivelul următor. Da, e și asta o variantă. Dar simt că oferi tot ce ești, se aduce înapoi din plin, mai mult decât ai oferit. Mereu e mai mult, pentru că tu dai atâtica și universul te răsplătește cu tot ce este el. Bună, Valentina! Mari, minunată meserie, e chiar misiune, mulțumesc. Da, să știi, Mari, că simt că aș spune toți, dar hai să nu spun toți, deși în inima mea simt că toți. Sub o formă sau alta, urmează să îmbrăcați aceeași meserie, aceeași misiune. Nu neapărat de a sta pe un scaun și a vorbi, multe alte forme, dar se va întâmpla. Pentru că, ok, ai realizat ce ești. E mereu aici. Se pare că acest corp are viață în el. Ce o să faci? Iubești? Iubești, 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 iubești. În mod natural nu vei alege să treci printre gunoaie. Vei contribui la a face acest loc, această planetă, oricum ai vrea să o numești, loc mai frumos. Pentru că evoluția, așa cum spuneam, e naturală și este propulsată, puterea ei este mult mai mare atunci când ființa se trezește. Că tot vorbeam de două sau de trei ori, veni vorba de locuri de muncă în această seară. Să mai așteptăm puțin, să vedem. Oare am venit acest pământ pentru a munci 8 ore, 10 ore? Asta transformându-se în identitatea noastră? Ați observat pentru câți oameni
locul de muncă este ceea ce mă definește, sunt ceea ce sunt la locul de muncă. Și a ajuns acasă și în continuare acea atitudine acolo. Ați observat? Ce e asta? Toate încet, încet se vor transforma. Și mă bucur că mă aflu în această perioadă pe pământ. Sunt aici pentru voi. Folosiți-mă. Acesta a fost momentul de liniște din această seară. Fie ca tot ce a fost rostit în seara aceasta aici să vă susțină pentru a fi ceea ce sunteți. Sunteți liberi să fiți voi. Vă mulțumesc pentru minunata prezență. Și vă doresc zile minunate în continuare. Fiți binecuvântați!